Primăria Chișinău își propune începerea unui nou an școlar în siguranță. Astăzi a fost lansată campania de informare Vaccinează-te, protejează-ți copiii și viitorul lor. Aceasta este o inițiativă de mobilizare spre imunizarea angajaților instituțiilor educaționale, astfel ca la 1 septembrie să se asigure un proces educațional de calitate cu prezență fizică. Specialiștii spun că imunizarea va proteja atât elevii și copiii, cât și cadrele didactice. În prezent, în școli sunt vaccinați peste 50% dintre angajați, iar în grădinițe cota este de peste 51%. Noi venim cu mesaj, cu îndemnul pentru dumneavoastră ca să acceptați vaccinarea, pentru că e mai bine să te vaccinezi decât să stai în secția de reanimare sau cel mai grav să pierzi viața. Deci este o oportunitate, în primul rând, de a rupe lanțul epidemiologic, de a nu accepta un nou val de îmbolnăviri. Angela Kutasevici menționează că impactul infecției COVID a fost unul foarte mare asupra procesului educațional, iar autoritățile trebuie să găsească treptat soluții pentru a se adapta situației care este mereu schimbătoare. Noi vă rugăm ca să vă vaccinați dumneavoastră, cât și să veniți cu mesaje educaționale pentru părinții pe care îi aveți în subordine, cu care comunicați zi de zi, pentru că procesul educațional va fi posibil de realizat doar în condiții sigure. Campania se va desfășura până la sfârșitul lunii iulie. În acest timp, specialiștii din domeniul sănătății vor informa cadrele didactice din școlile și grădinițele din toate sectoarele capitalei despre necesitatea vaccinării împotriva COVID-19. La fel, vor combate miturile și informațiile false cu referire la efectele imunizării. Specialiștii Ministerului Sănătății susțin că încărcătura virală la copii este aceeași ca și la adulți. Un adult, dacă se simte rău pentru că el are semne clinice, el se rămâne acasă sau cheamă medicul de familie. Un copil care are aceeași încărcătură, dar el nu are semne clinice și nu are, noi nu l-am depistat, el merge la școală și respectiv contaminează alții dacă nu poartă masca de protecție. Menționăm că în prezent serviciile de imunizare împotriva COVID-19 din cadrul instituțiilor medicale primare sunt prestate fără întrerupere. La fel, doritorii se pot imuniza la Centrul Municipal de Vaccinare sau apelând la serviciul echipei mobile.